Esta gesta de mão. Ele melhor será o melhor assim. Sara chove sem inimigo. Aș fara că Monumentul este o dovadă a prezenței multiseculare a armenilor în Dobrogea, dar simbolizează și recunoștința pe care o poartă pentru ospitalitatea cu care au fost primiți armenii la noi. Astfel de cruci există și în București, Suceava, Pitești și Botoșani. Am vrut să punem în valoare o locație, nu neapărat să amplasăm monumentul, să aducem un plus de valoare arhitecturală zonei și să fie legată și de zona arhitecturală armenească. Povestea acestui monument începe din secolul 6 sau 7 după Hristos. Deci arhitectura s-a păstrat aproape neschimbată de acum mai bine de 1000 de ani. Este făcut din același material, tuf vulcanic roșu, sculptat manual în Armenia, adus din Armenia și donat către comunitatea armeană din România și respectiv Constanța. Este cel mai frumos monument pe care îl avem în România. Armenia este o țară cu foarte multă piatră și cu foarte puțină apă. Și cred că în mod simbolic aici s-a întâlnit piatra armeană cu apa de la malul mării din România. Hacicarul datează încă din epoca medievală, iar tradiția s-a păstrat și astăzi. În Armenia se creează sute de cruci cu scopul de a fi dăruite și rânduite în diferite colțuri ale lumii. Arta hacicarului s-a mai înflorit în secolele 10-11 și până acum se păstrează, se face un astfel de monument cu diferite ocazii. Se pune în curtea bisericii, mănăstirilor, într-o ocazie când avem ceva de, din exemplu, când a fost 100 de ani de la masacrile armenilor. Constanța a fost primul port care s-a deschis spre în Europa pentru supraviețuitorii masacrelor din Anatolia din 1915. Comunitatea a fost extrem de puternică. Este un gest de recunoștință al constanțenilor pentru ceea ce comunitatea armeană a făcut pentru Constanța. Comunitatea armeană cinstește totodată și memoria înaintașilor, dar și a martirilor neamului lor, care și-au păstrat identitatea și credința. Înseamnă un moment de mare emoție, mare recunoștință, profundă recunoștință pentru România, pentru orașul Constanța. Împreună ne gândim să fie pace în lume și să avem mereu momente din acestea de unire și cunoaștere între popoare. Noi, oamenii simpli, vom trece pe aici și ne vom ruga pentru pacea orașului, pentru binele orașului. Mici și mari vor citi acolo semnificația, iar noi, care am aflat de la bunicii noștri ce s-a întâmplat, păstrăm în suflet, ne rugăm pentru bine și pentru sănătate. Este un simbol al faptului că există o prietenie, mai mult decât o prietenie, o înțelegere între toți și că poporul armean încă de la începuturi, de când a venit pentru prima dată aici, s-a integrat, a apreciat și s-a bucurat de mare dragoste și înțelegere. Pe teritoriul Armeniei se află peste 50.000 de hacicaruri, sculptate manual și nicio cruce de piatră nu seamănă cu alta.